Ședința ordinară a Consiliului Județean de ieri după amiază a început cu dezbaterea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a unor noi sume necesare pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și investiții până la finalul lui 2014. Ceea ce trebuia să fie o atribuire liniară s-a transformat într-o adevărată dispută. Punctul 7, care este cel legat de asocierea județului Tampa cu anumite localități. Și având în vedere că în sală sunt foarte mulți primari, am dorit să discutăm la comun inițial cele două proiecte de hotărâre, pentru că sunt bani care se alocă și pe cota de 20% și pe acea hotărâre privind sumele alocate pentru drumuri locale, dar și de parteneriate. De asemenea, alături de consilieri județeni care reprezintă anumite zone ale județului și care cunosc problemele din teritoriu, să discutăm aceste sume de bani alocate pe fiecare primărie în parte și apoi să trecem la votarea celor două de Așa cum cere statutul, președintele CJ Mircea Cosma a supus doleanțele consilierului PDL la vot. Domnul Dobre vrea să ducem punctul 1 împreună cu punctul 7. Eu mă țin propunerea să rămânem așa cum am propus-o în de zi, dar regulamentul mă duce la supune întâi la ordinea de zi pentru aproba de zi propunerea dânsului. Cine este de? Mă rog să-mi vorbim. Pentru. Cine este pentru ca ordinea de zi să rămână așa cum este? Vă rog să numărați. Mulțumesc. Și cum s-a votat împotriva modificării punctelor de pe ordinea de zi, s-a trecut mai departe la discutarea acestora, prilej cu care un alt consilier și-a manifestat nemulțumirea, de această dată într-un mod mai practic. Eu am să fiu scurt, am să leg totuși punctul 1 de punctul 7, care în bună parte conține de fapt mercurialul primarilor plecat în ordonanța 55, de aici putem vedea cât costă un primar. De exemplu, primarul de la Pecui costă 7 miliarde sau 700 mii de lei vechi, în Viu cam 7 mii de lei kilogram de primar, cum este și primarul, domnul primar de la Băicoi, care are 8 miliarde jumate sau 150 de mii, pe la 8 mii de lei kilogram de primar în Viu. Vă mulțumesc! Consilierul Adrian Dobre a mai luat odată cuvântul, iar la final a respectat și promisiunea făcută împreună cu aleșii PNL-PDL. Dintr-o scurtă analiză am observat că sunt numeroase primării, în special primăriile care vin din zona Partidului Democrat Liberal și din zona Partidului Național Liberal, care nu se regăsesc în cele două proiecte pe care dumneavoastră, alături de colegii dumneavoastră, le-ați propus. Eu o să, alături de colegii mei, o să ne retragem de la această ședință, pentru că nu vrem să participăm la această mascaradă și pe prietul cu care s-a început. Nu mi se pare normal ca mai mult de 50 de primării, mai mult de 40 de primării să nu se aloce nici un leu prin cele două hotărâri de Consiliul Județean, în condițiile în care știți foarte bine că necesitățile primarilor în momentul de față sunt foarte mari, iar propunerile pe care noi le-am făcut în urma discuțiilor pe care le-am avut cu primarii respectiv sunt absolut necesare în vederea bunei desfășurări a activității din cadrul primarilor și, bineînțeles, sunt în sprijinul cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul primar. Primarii mai multor localități prahovene, invitați și ei să participe la ședință, și-au spus mai apoi, rând pe rând, nemulțumirile, fie legate de alocarea preferențială a sumelor la bugetele locale pentru diferite proiecte, fie de lipsa totală a acestora în ceea ce privește anumite administrații locale.